Fondurile atrase de administrația locală din Crișcior au făcut posibilă modernizarea, extinderea și dotarea sediului primăriei. Totul e recompartimentat, clădirea a fost mansardată, urmând a fi și mobilată. De acum și viitorii miri vor avea parte de o casă a căsătoriilor modernă, la fel ca și sala de ședințe. Și dispensarul uman din Crișcior a fost reabilitat și dotat, starea lui fiind una degradată. Nici curtea primăriei nu a fost neglijată, aceasta fiind reabilitată din bugetul local, iar acum arată ca o piațetă. Consider că avem cea mai frumoasă primărie, avem cel mai frumos dispensar, avem cel mai frumos loc unde se pot organiza evenimente și în cea mai scurtă perioadă e finalizată, urmează doar recepția tehnică, o să avem și cea mai frumoasă sală de sport din, hai să spunem, nu știu dacă din județ, dar oricum ați văzut și dumneavoastră. Totul eu consider că e la superlativ. Îmi doresc să avem cât mai multe proiecte. Avem semnate 27 de proiecte. Unele le finalizăm, altele le începem, cum e gazul, cum e cămine. Avem foarte multe. Toate proiectele implementate în comună s-au realizat datorită unui bun management, dar și a echipei pe care edilul o are în primărie. Am o echipă formidabilă în primărie, pentru că eu de multe ori spuneam, eu ca primar, dacă aș fi numai eu ca primar și nu ai avea o echipă puternică în spate, nu am reușit să facem lucruri mărețe, să spun așa, dar pe viitor toate lucrurile frumoase rămân. Și credeți-mă, nu va fi rușine când mă voi duce peste ani de zile cu copilul de mână, care astăzi poate e mic, nu pricepe toate lucrurile, dar pe viitor nu mi-e rușine să spun că au rămas multe lucruri frumoase pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Singur e știu nimeni. Când ai o echipă în spate, poate ești cineva. Tot ce s-a făcut aici este pentru dumneavoastră, oameni minunați ai Comunei Crișcior. Să le folosiți mulți, mulți ani cu sănătate. Doamne ajută! Vă voi sprijini și în continuare tot ceea ce trebuie pentru dumneavoastră. Aveți un primar deosebit, dumneavoastră aveți menirea să țineți de el.